Aș dori să citesc câteva versete din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de la versetul 1, care spune așa: Cât despre vrem și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea, când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei ca durerile nașterii, peste femeia însărcinată și nu va mai fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru că ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. Amin. Până aici cuvântul Domnului, luați loc. Alin, te superi pe mine dacă în dimineața asta o să te dau exemplu, știu că mi-ești prieten, nu te superi. Ați observat mai devreme la cântările dinainte când cel mic a urcat pe scenă lângă tati, că l-a văzut sus și a fugit repede lângă tati? Vreau să înțelegeți un lucru, și noi suntem copii ai Lui Dumnezeu și în dimineața asta vrem să alergăm la Tati, în prezența Lui Dumnezeu și să stăm acolo. L-am văzut pe El și îl vrem pe El. Ne simțim confortabili în prezența Lui Dumnezeu, ne simțim în siguranță în prezența Lui Dumnezeu. Mă macină de ceva vreme gândul acesta când Domnul Iisus a întrebat, la venirea Fiului Omului, va găsi El oare credință pe pământ? Și mă gândeam, nu la altcineva, la mine. Care este starea mea? Unde sunt eu? Unde mă situez eu? Nu geografic, da? Geografic știm. Unde mă situez din punct de vedere a relației mele cu Domnul Iisus? A relației mele? În ce punct sunt eu? Și știți unde mă vedeam? Pe sub masă. Nu știu dacă aveți impresia asta, că de multe ori nu stăm bine în relația noastră cu Dumnezeu, că nu suntem bine în relația noastră cu Iisus Hristos și că ne dorim mai mult. Așa este? Ne dorim mai mult? Biserica care o sunt, își dorește mai mult? Amin? Mulți n-au mâncat în dimineața aceasta. Domnul să-i binecuvinteze. Ne dorim în relația noastră cu Iisus Hristos, ne dorim mai mult. Este timpul să începem să facem pași spre Domnul. Este timpul, exact cum a zis și Apostolul Pavel, este timpul să stăm în veghere, în așteptare. Și știți de ce este timpul? Pentru că, așa cum bine știm fiecare, într-adevăr sunt vremurile din urmă. Sunt vremurile în care cel rău, potrivnicul, dă târcoale și încearcă să înghită, dacă este posibil, pe noi, pe fiecare. Cum? La început cu mici amăgiri, după aia care devin mari amăgiri și după aceea vedem cu surprindere că locul este gol și încă unul dintre noi s-a pierdut. Nu! Fiți din aceia care sunteți tari. Fiți din aceia care vă doriți să fiți lângă Tata, să fiți în siguranță, să urcați sus lângă El. De ce? Pentru că știți că El vă conferă ajutorul, protecție, nădejde și că întotdeauna ne vrea binele, nu răul. Așa este? Care părinte dorește rău copilului lui? Niciunul. Toți ne dorim ce este mai bine pentru copiii noștri. Încă un lucru de luat în seamă. Când Pavel vorbea tesalonicenilor despre venirea Domnului și le-a spus că nu este nevoie să le spună cât despre vrem și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie. Știți de ce? Se referea la cartea prorocilor, la descoperirile pe care le-au avut înainte. Dacă luați Daniel, luați capitolul 8, ca să nu căutați toată cartea Daniel, luați capitolul 8 și citiți acasă, să vedeți că
Nu este trebuință, pentru că este scris acolo. În 2 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 3, le spune: nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrenic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Și o să spuneți, nu s-a întâmplat lucrurile astea, mai este timp. Nu, nu mai este timp. Vreau să fiți în alertă, vreau să fiți din aceia care țin seama, iau aminte și stau în alertă. De ce? Ca lucrurile acestea să... Ele se vor întâmpla pentru că este scris, dar ce le spunea Pavel tesalonicenilor aici? Că potrivnicul se înalță și în templu. De fapt, traducerea originală aici este, Cornilescu a scris-o templu, dar traducerea originală este sanctuar. Deci se va înălța în Sfânta Sfintelor și se va proclama Dumnezeu. De asta este timpul să luăm seama și să nu ne lăsăm amăgiți de curentele care vor urma să vină sau lucrurile care vor urma să se întâmple. Dacă mai vreți un exemplu, o să găsiți în Luca 12, de la versetul 36, iar o să găsiți cum trebuie să fim noi credincioși stând și așteptând venirea Domnului. Vorbește despre noi, generația de astăzi, cum trebuie să fim. Și vreau să cred că suntem din aceia care stăm pe baricade, care nu au obosit în a face binele, care nu au obosit în a iubi aproapele. Când Pavel se referă că omul fără de legii, știți ce înseamnă omul fără de legii? Păi a venit la Domnul Iisus și l-a întrebat care este porunca, da? Cea mai mare. Și știți care este? Să iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată ființa ta, cu toată inima ta, da? Și a doua, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci, aceasta este legea. E, omul fără de legii este omul care face invers legii, adică opusul legii. Nu va iubi aproapele și nu-L va cinsti pe Dumnezeu cu toată ființa Lui. Și ați înțeles lucrurile acum? Unde vreau să ajung? Vreau să înțelegem că nu mai este timp, că lucrurile în jurul nostru se schimbă, că cursul istoriei se schimbă. Și mi-ar place să cred că sunteți dintre aceia, că suntem dintre aceia care vom sta împreună la masa Domnului. Amin? Doamne, ajută-ne! Că suntem din aceia care nu dau înapoi. Suntem din aceia care, așa cum am spus mai devreme, cântăm mielul lui Sfânt care șade pe tron, care îl slăvim pe Regele, care binecuvântăm și înălțăm numele Lui. De ce? Pentru că El este Domnul domnilor, Regele regilor și este suveran peste toate. El este Alfa și Omega. El este începutul și sfârșitul. Și dacă astăzi ești aici, ești pentru că Dumnezeu are un plan cu tine în continuare. Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să binecuvinteze inima ta. Și în dimineața aceasta aș vrea să ne rugăm, Doamne, dă-mi Tu putere să-ți rămân credincios până la capăt. Pune Tu în mine, Doamne, credincioșie. Pune Tu în mine cuvântul Tău în continuare. Fă ca făclia mea să fie aprinsă. Amin? Să ne facă Dumnezeu să fim lumini, să fim sare pentru cei din jurul nostru și să se vadă, chiar dacă mai suntem puțini, chiar dacă mai suntem puțini, chiar dacă mai suntem o mână, Dumnezeu binecuvintează ceea ce este a Lui. Amin? Așa că vă rog să vă ridicați în picioare. Și în rugăciunea pe care urmează să vă spunem, Doamne, ajută-ne Tu, ajută-ne Tu să-ți rămânem credincioși și să cântăm în continuare cântări de laudă, că Tu ești Regele regilor.
că tu și azi stai pe tron de domnie și ești gata să vii să-ți iei ceea ce este al tău. Și eu sunt astăzi aici și te aștept pe tine cu toată ființa mea. Haide să intrăm în rugăciune. Amin. Haideți să îl lăudăm în continuare pe Domnul cu cântarea, cu venitul nostru. Să ne închinăm Domnului cu ceea ce El ne-a binecuvântat. Să-i spunem, Doamne, Tu poți mai mult de atâta. Tu poți să faci din mine mai mult decât cred eu că sunt în stare. Tu ești măreț, Tu ești glorios. Fă Tu, Doamne Dumnezeule, ca în mine să fii Tu și Tu mai mare. Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze.